cuvântul Domnului pentru noi în dimineața aceasta este cuvântul găsit în 1-a epistolă a Apostolului Petru, capitolul 3, versetul 1 până la 7. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați săcut voi dacă faceți bine, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Fie binecuvântat Domnul și Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a creat. Fie binecuvântat pentru genialul plan de a constitui familia. Plan la care încă lucrează. Fie binecuvântată familia care se constituie astăzi. Fie binecuvântate toate familiile prezente. Și de ce nu și cele care, așa cum s-a anunțat, în viitorul imediat se vor constitui la rândul lor. Domnul să-i vă binecuvinteze pe toți. Amin. Din cuvântul citit, 1 Petru capitolul 3, doresc să am un cuvânt pentru familiști în mod deosebit, dar și pentru cei ce în viitor se vor constitui ca familiști. De altfel, cred că predicile de la nunți pentru cei ce nu sunt căsătoriți sunt un fel de cateheză pentru căsătorie, iar pentru cei căsătoriți sunt un fel de reciclare, pentru ca să fim cu toții proaspăți, dăruiți acestei lucrări binecuvântate pe care Dumnezeu a rânduit-o de la început. Cuvântul vreau să fie intitulat Familii de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și cei doi și astăzi se pot înscrie în acest concurs binecuvântat. Am folosit pluralul, așa cum folosește apostolul, că nu doar o familie sau câteva pot să fie de preț, ci toți cei care îndeplinesc condițiile binecuvântate. Am folosit această expresie pentru că ea se regăsește în text, versetul 4, despre femei scrie aici, de mare preț înaintea lui Dumnezeu, și de asemenea în versetul 7 este scris despre bărbați cu referire la rugăciune, și știm din cazul lui Corneliu că rugăciunile ajung, și apare aceeași sintagmă, înaintea lui Dumnezeu. De fapt, dragii mei, catalogele noastre nu sunt la noi acasă. Nici măcar la secretariatul bisericii sau la păstori. Catalogele noastre sunt la Dumnezeu. Dacă El ne va da o notă bună, vom avea o răsplată pe măsură. Altfel, degeaba noi ne-am crede sau cineva și-ar imagina. Cel ce cu adevărat ne cunoaște și ne notează este Dumnezeu. Spun aceasta ca să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, acolo unde am dori și v-am dori să aveți un mare preț. Amin? În ideea aceasta vreau să spun trei principii de valoare pentru bărbați și trei pentru femei. Și vorba apostolului Pavel se începe cu bărbații, că întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. În textul nostru este scris în versetul 1, unii, cu referire la bărbați, nu ascultă cuvântul. Dumneavoastră sunteți la adunare, cred că nu vă regăsiți printre cei ce nu ascultă cuvântul, sunt unii. De aici rezultă că bărbații ar trebui, și acesta e primul principiu care îl subliniez, să se subordoneze autorității divine, să asculte cuvântul. Apostolul Pavel scria, 1
Corinteni, capitolul 11, versetul 3, dar vreau să știți, și îmi place mult cum aranjează apostolul acest verset, că Hristos este capul oricărui bărbat și apoi că bărbatul este capul femeii. Stimați bărbați, frate Mire, să nu-ți imaginezi mai întâi că tu ești capul soției, întâi să știi că tu trebuie să fii subordonat lui Hristos. Căci El este capul tău. Dacă un bărbat își însușește mai întâi acest principiu al subordonării față de Dumnezeu, va putea să spună ca și sutașul acela pe care Domnul l-a lăudat, eu sunt sub stăpânire, dar la rândul meu când spun celor ce sunt subordonați mie, eu sunt ascultat. Pentru că cel ce poate să ne dea cu adevărat autoritate ca soț este Dumnezeu. Îmi spunea odată un bărbat, frate, dar dacă nu dai puțin cu pumnul în masă, femeia nu știe că e șef. Și scrie în Noul Testament, femeia să se teamă de bărbat. Și i-a spus, dragul meu, nicăieri, fie în vechiul, fie în nou, n-a spus Dumnezeu bărbatului să fie șef peste soție. I-a spus soție să se supună. Adică nu tu trebuie să-ți revendici autoritatea, trebuie ea să înțeleagă. Și autoritatea se va dovedi în măsura statutului tău spiritual. A asculta cuvântul e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Imaginați-vă un cadru de armată în care un caporal să se plângă, nu mă ascultă soldații din grupă. Și cineva să-l întrebe, dar tu te supui comandantului de companie? A, dacă pot evita asta. Sau te supui șefului de stat major? Ce drept ar avea un bărbat să spună, să mă asculte soția? Dar tu îl asculți pe marele stăpân Dumnezeu? Care este raportul tău de subordonare cu Dumnezeu? Vi-l dau ca exemplu pe Avram, despre care spune Scriptura, citesc Evrei capitolul 11, unde sunt prezentate elementele în sinteză despre viața lui, versetul 8, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care l-avea să lea ca moștenire, a ascultat. Și știți că ascultarea lui a fost dusă până în punctul maxim, după cum scrie în Genesa 22, la acel moment crucial Dumnezeu a rostit cu jurământ pentru Avram că îi va da tot ce i-a promis. Și se face acolo mențiunea, pentru că ai ascultat de porunca mea. Stimați bărbați, reși să fiți cu alegere divină, ca Saul. Dacă n-ascultați de Dumnezeu, îi va părea rău că v-a făcut bărbați. Pentru că un adevărat bărbat este cel ce știe să se subordoneze lui Dumnezeu și să asculte de cuvânt. Pentru că Dumnezeu vrea să transmită voia sa pentru familie prin bărbat. Și el trebuie să joace acest rol intermediar între divinitate și umanitatea din familia sa. Să ne ajute Domnul să ne cercetăm. Și ca să fiți niște bărbați care ascultați de cuvânt, în mod practic știți ce vă trebuie? O Biblie. Bărbații fără Biblie, citeam că în Elveția s-a dat un anunț. Biblie de vânzare, o ofertă bună de preț. Cineva le-a cumpărat pe toate, dar a întrebat pe vânzător, ați avut librărie creștină? A zis, nu, dar de unde? Zice, noi avem restaurant. Aici servesc masa cei care fac nunți, se obișnuiește în zona noastră păstorul să facă cadou la miri o Biblie și de regulă rămâne pe masă și când debarasăm, le culegem. Mi se pare că toți acei bărbați n-au înțeles principiul de care vorbim, dar ei sunt unii și noi suntem alții, amin. Un al doilea principiu, tot pentru bărbați. Spune Scriptura aici în text, 1 Petru capitolul 3, citesc versetul 7, partea finală, să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, dar asta înseamnă mai întâi să fie rostite. Și spune Pavel, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8,
ca să arate permanența rugăciunii în viața unui bărbat, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc. Aș spune la orice moment. Și nu numai că să se roage, să fie într-o formă spirituală bună, scrie aici, să ridice spre cer mâini curate, fără mânie, fără îndoieli, să nu le fie împiedicate rugăciunile. De altfel, după subordonarea față de cuvânt, o viață de rugăciune îl califică pe un bărbat. Frate Mire, de astăzi, în postura ta de preot al casei, îți revine nu doar rolul primirii de la Dumnezeu a voiei sale pentru casa voastră, ci și transmiterii la Dumnezeu a tuturor nevoilor familiilor. Pentru că nu toate într-o familie se sparg în capul unui bărbat dacă știe să se roage. Le aduce înaintea lui Dumnezeu. Și în urma rugăciunii, spunea Pavel, primim pace, bărbatul și familia rămâne în stabilitate, deci fie că harul rugăciunii se curgă peste viețile bărbaților. Cine a spus amin, bărbați sau femeile? Dragii mei, e necesar, dacă un bărbat se va scuza spunând că își revendică și își asumă doar rolul de muncă, așa cum i-a dat Dumnezeu lui Adam, spun că e prea puțin. Dacă vrea să aibă de-a face și cu un al doilea Adam, atunci trebuie să înțeleagă că Domnul Iisus s-a rugat mult și chiar acum este în postură de mijlocitor. Deci nu ne putem imagina comparația asta între bărbat și Domnul Hristos fără a înțelege dimensiunea rugăciunii. Doamne, dă-ne har când ne rugăm. Și un al treilea principiu pentru bărbați, spune Scriptura aici, în 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, bărbaților, deci este adresă exactă. Purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune, cu nevestele voastre din cinste femei, ca unui vas mai slab, un comportament înțelept. Frate Mire, scrie Biblia că noi trebuie să cerem de la Dumnezeu înțelepciune și ne dă la pachet mare. Știu că ești un bun meseriaș, ai fost un bun credincios. De altfel, fac o scurtă paranteză, Mirele fiind membru în biserica noastră, am venit să-l reprezint cu bucurie. Dar de astăzi și nouă tuturora să ne dea Dumnezeu înțelepciunea de familiști. Obișnuiesc să le spun la cateheză pentru căsătorie, bărbaților, viitorilor miri, dacă vrei să fii un bărbat bun, trebuie să înțelegi ce este aceea femeie. Căci Dumnezeu când a creat pe Eva, n-a clonat pe Adam. A făcut altceva. Femeia e diferită. Și dacă nu reușești să o înțelegi și să te comporți cu înțelepciune, poți să te lauzi cu alte realizări, nu-i destul. Vă dau ca exemplu aici pe Iacov și citesc din Cartea Genesa, capitolul 31. Și facem legătura cu principiile pe care le-am amintit până aici, ca să le mănunchem și le țineți mai ușor minte, ca să nu fie nevoie să vi le reamintească soțiile. Genesa 31, versetul 3, atunci Domnul a zis lui Iacov, întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Deci iată, Iacov a ascultat de Dumnezeu, îl întâlnim și în momente de rugăciune, în altare, așa cum a învățat de la tata și la bunicu. Și ar fi putut Iacov să spună dimineața aia, Leia, Rahela, bagajele, copii, echiparea, plecăm. Poate că i-ar fi spus, auzi, cu bâta în mână ai venit, cu bâta te întorci. N-a procedat așa, ci cu înțelepciune, le-a dus la câmp, într-un peisaj unde uneori femeia se luminează mai bine, le-a arătat turmele și cred că urmărea pe chipul lor dacă votează cu el sau încă nu. Stimați bărbați, Iacov a avut de lămurit două, noi numai una. Dar măcar cu asta să ne purtăm cu înțelepciune. Și au spus femeile astea o vorbă care cred că s-ar bucura orice bărbat să o audă din gura nevestei lui. Citesc versetul 16, partea finală.
Fă acum tot ce ți-a poruncit Dumnezeu. Adică, bărbate, eu știu că tu nu faci de capul tău. Eu am încredințarea că pe tine te călăuzește Dumnezeu prin ascultare de cuvânt, prin rugăciune. Și eu sunt gata să te urmez și să fiu alături de tine. Ți-aș dori, frate Ionel, să spună sora Dina din când în când, fă acum, te urmez acum, cu promptitudine, în tot ceea ce Dumnezeu își cere. Amin. Să trecem la scumpele noastre surori. Spune Scriptura aici, 1 Petru, capitolul 3, versetul 1, nevestelor, în rândul cărora de astăzi face parte și mireasa, fiți supuse bărbaților voștri, versetul 5, astfel se împodobeau nerăsfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor și nu numai, ca Sara care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Ascultare cu respect. Asta e de mare preț, e de nota 10. Nu doar să asculți în virtutea unei structuri rânduite de Dumnezeu sau de necesitate, ci din respect. Când l-a numit Sara pe Avram domnul ei, câți ani avea Avram? Mai mulți ca noi, așa-i? Dar nu uitați, scrie în Genesa 23 că și vecinii l-au numit pe Avram tot domnule. Asta nu înseamnă că nu toate surorile trebuie să-și respecte soții, dar ei pot să sporească cinstea. Exemplu de supunere este dat Sara, care, așa cum s-a amintit în exemplu dat, a dus supunerea până dincolo de limitele normalului, aș putea spune. Există acolo o mențiune în Cartea Genesei, sunt cuvintele lui Avram, ca să meargă bine. Am putea spune că era puțin egoist, dar Sara s-a supus. Surorilor, dacă pe lângă exemplul Sarei sau altor femei credincioase mai vreți un exemplu de supunere în tăcere, luați-i pe îngeri. Aceștia slujesc așa cum era Sara în dosul perdelei cortului, dar își fac misiunea. Și ca să vă ajut să vă supuneți, știți regula aceea din număr 30, că un bărbat putea să anuleze juruința femeii. Și apare acolo o mențiune interesantă. Știți de ce bărbatul putea uneori să nu pună rezoluția pe un angajament al femeii? Pentru că femeile, fiind sentimentale, sunt foarte bune de suflet și apare acolo, citesc textual, cuvântul scăpat de pe buze. Noi bărbații nu suntem așa buni la suflet să scăpăm repede o promisiune. Dumneavoastră o scăpați. Și noi spunem, dragă, nu poți să faci la cât te-ai angajat, lasă-mă să mai reduc eu din promisiunea ta. Deci este o ocrotire pe care Dumnezeu o oferă femeii prin bărbat. Subordonarea are de-a face și cu structura hormonală a bărbatului, care este capacitat, datorită suplimentului rațional, să coordoneze. Bărbatul nu are probleme de stres prin supraaglomerarea evenimentelor, pe când femeia suferă în privința asta. De aceea, înțelegeți rolul acesta nu doar de ordine, ci și de adăpost prin prin supunerea cu respect. Doamne, ajută! Acum cine a zis amen, bărbați sau femeile? Un al doilea principiu pentru surori, spune Scriptura aici, versetul 3, podoaba voastră să nu fie cea de afară, ci omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare, rețineți, eternă, a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Rămân la expresiile de aici, nu le redefinesc. Surorilor și soră mireasă, așa, eu te știu, o femeie liniștită, încât vă cunosc, aveți un duh blând și liniștit? Pentru o femeie să aibă un duh blând și liniștit e de mai mare valoare decât un bărbat, pentru că un bărbat e mai liniștit, cum am spus, prin structura sa hormonală. Dar o femeie să-și păstreze calmul în situații critice,
Asta chiar că ne dorim și noi, nu numai Dumnezeu. Să aibă stabilitate spirituală. Vă dau un exemplu din Biblie, ca să nu spuneți că sunt utopist. Cartea a doua a Împăraților, capitolul 4, ne prezintă gazda lui Elisei și a slujitorului său Gehazi. Și pentru că le-au făcut servicii repetate, într-o zi discută Elisei cu Gehazi, cu ce să ne revanșăm față de gazda noastră. Și apare aici o întrebare, citesc versetul 13. Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpetenii uștirii? Și ascultați răspunsul ei. Eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Și apare momentul critic. Dumnezeu le dorește un copil, peste câțiva ani moare, subit. În timp ce era cu soțul la câmp, s-a îmbolnăvit, îl trimite acasă, că mamele sunt cele mai bune doctorițe, a noastră chiar este de aici, așa, farmacistă. Și când moare copilul, femeia asta cu duc blând și liniștit, rețineți, versetul 22, a chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță. Observați respectul, principiul numărul 1, trimite-mi, te rog. Vreau să mă duc în grabă la omul Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el a zis, pentru ce vrei să te duci? Era bărbat și a vrut să controleze activitatea casei. Doar nu e nici lună nouă, nici sabat. Ea a răspuns, fii pe pace. Cum adică? Altă, dacă n-avea un duc blând și liniștit, spunea, băi, odată l-am lăsat cu tine la ogor și s-a și prăpădit. Duc blând și liniștit. Dar vă întreb, dacă se agita, mai învia copilul? Puțin probabil. Am citit într-o carte că un soț se întoarce așa spre seară și vede că nu sunt aprinse becurile, dar era un cadru rustic, lumânări, se duce să spele pe mână, nu era bec nici în baie. De ce, dragă, nu-i lumină? Hai repede că se răcește mâncarea. Și-au servit așa, ca la o cabană. Au dormit în pace, în liniște, dimineața se duce din nou la baie, nu-i lumină. Spune, dragă, dar chiar nu-i curent în toată casa. La care îi spune, da, nu ne-am plătit factura. Ți-amintești că ți-am zis în urmă câteva zile, că ne-a venit un ultimatum? La care el întreabă, dar de ce nu mi-ai spus aseară? Aseară era închis, nu se putea plăti. Și mai eram noi liniștiți aseară dacă îți făceam sesizarea asta. Un duc blând și liniștit, părerea mea că termometrul în casă sau condiționul e întreținut de femeie. Un duc blând și liniștit. Doamne, ajută! Și cea de-a treia calitate care vă dorim și pe asta, scrie aici în 1 Petru, capitolul 3, versetul 6, fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Și eu numesc asta o bună voință în spirit de slujire. În toată lumea, femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Și spune Apostolul Pavel în Timotei, capitolul 5, că dacă se ajunge la văduvie, este bine ca în cartea de muncă a unei femei să figureze următoarele activități. Prima pe listă. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Și asta înseamnă copii, primire de oaspeți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. În viața feminină, ocazile de a face bine, îndrăznesc să spun că sunt mai multe ca la bărbați. De exemplu, mă duc cu soția într-o familie. Eu ce mă apuc să le fac? Să le repar clanța la ușă? O să spună că sunt indiscret. Dar soția imediat găsește ceva. Ia un copilaș în brațe, ajută cu ceva pe sora. Faptele femeilor sunt mărunte, dar stare multe. Aveți ocazii nenumărate să faceți bine. Întâi acasă, la nivelul familiilor, a rudenilor, apoi al comunității frățești, al societății, pentru ca să vă adunați comoară pentru vremea viitoare. Și închei, reamintindu-vă aceste principii, nu doar ca să ținem minte predica, și ca să putem fi aplicativi, așa spunea un frate în vârstă, obișnuiesc să mă duc cu soția la nunți. Cel puțin 3 luni după aceea sunt liniștit. La noi sunt mai dese nunțile, dar eu nu cred că
numai acestea ne motivează, ci relația noastră cu Dumnezeu. Ca bărbați trebuie să fim subordonați lui Dumnezeu, trebuie să păstrăm o bună legătură cu El în rugăciunile noastre și dacă Dumnezeu ne-a rânduit să fim familiști, să dăm dovadă de înțelepciunea cu dragostea și amabilitatea necesară în relațiile cu soțiile noastre, ca să rămână în finețea lor feminină și să n-aibă probleme de ordin psihic. Asta ține de felul în care se raportează bărbatul la femeie. Cât despre dumneavoastră, dacă bine am înțeles ce spune Scriptura în ceea ce vă cere, o subordonare cu respect. De asemenea, o pasiune pentru cele spirituale, pentru dobândirea unui caracter ales. Și de ce nu? Și asta nu în ultimă instanță. Știți că din lumea asta tot ce putem să luăm cu noi sunt faptele bune. Să ne ajute Dumnezeu și să vă ajute și pe dumneavoastră. Și închei cu o expresie pe care o găsesc în text, asta să fie drept motivare permanentă. Scrie în versetul 7, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Vedeți cât câștigăm dacă suntem buni familiști. Harul vieții. Dorim celor doi harul vieții eterne. Din familie se câștigă veșnicia. Din felul în care știi cum se spunea să joci rolul. Dumnezeu te va accepta în familia Lui, Domnul Iisus te va accepta ca mireasa Lui. Aici nu-i decât o pregătire pentru acest har, pentru această moștenire. Dumnezeu să vă dea. Amin.